Propunere de ultim moment pentru preoții Bisericii Ortodoxe Române, avocatul poporului a transmis Sfântului Sinod să analizeze cu atenție ipoteza introducerii unor cursuri medicale pentru preoți privind taina botezului. Renate Weber s-a întâlnit cu reprezentanții Bisericii Române și a propus Sfântului Sinod să analizeze introducerea unor cursuri pentru preoți înainte de a boteza un copil. Întrevederea a avut loc în contextul decesului unui bebeluș chiar la începutul acestei luni. Copilul în vârstă de o lună și jumătate a murit la spital după ce a intrat în stop cardiorespirator în urma ritualului de botez. Taina botezului ortodox a fost criticată de multe ori din cauza modului în care este realizat ritualul. Asta pentru că scufundarea în cristelniță a copilului poate fi periculoasă, existând riscul ca bebelușul să se înnece. În comunicatul transmis de avocatul poporului apare și ideea personalizării botezului pentru fiecare bebeluș în parte. Mai exact, părinții ar trebui să prezinte preotului un act doveditor că bebelușul lor este apt pentru înfăptuirea botezului. Avocatul poporului a mai propus încurajarea părinților pentru stabilirea botezului la o dată la care dezvoltarea fizică a copilului permite desfășurarea ritualului, fără a implica riscuri. Acesta a precizat de asemenea că înfăptuirea tainei botezului nu este obligatorie la împlinirea celor 40 de zile ale bebelușului. Avocatul poporului are amintit faptul că nu este prevăzut niciun termen limită până la care copilul poate fi creștinat.